Bună ziua! În acest video o să analizăm pluta ca material termoizolant, o să vorbim despre cele caracteristici care ne oferă anumite rezultate pozitive, deci despre avantaje, iar deja în video viitor o să vorbim despre natura opusă. Despre ce este pluta, cum se obține, ce aplicații are și unde se poate de folosit, am discutat în video trecut. Acum, haideți împreună să trecem repejor la avantajele acestui material. Primul ține de izolarea fonică, acustică și antivibrație. Poate cel mai des pluta se folosește anume în primul rând datorită absorpției și izolării fonice, acustice și antivibrație. Fiecare centimetru cub de plută conține circa 30-40 de milioane de celule fagure, de punguțe de aer, nici nu știu cum să mai spun mai corect, care formează un conglomerat imens de pierni de aer, care micșorează destul de mult volumul sunetului, absorbând cu succes vibrațiile și impactul direct. Când se vorbește de fonoizolare, pluta este printre primele materiale care se iau în calcul, fiind folosită în cluburi de noapte, în studiourile de muzică și în multe alte locuri. Depinde foarte mult de ce tip de plută vorbim, ce grosime și densitate are aceasta, deoarece valorile variază în fiecare caz în parte. Însă, în general, se consideră că 2 mm de plută fabricată din aglomerat alb are un indice de atenuare acustică de minim 16 decibeli, iar 8-10 mm de așa plută atenuează 20-25 decibeli. Pluta deja din aglomerat negru are de asemenea calități acustice și fonoizolante, însă un pic mai slabe. Se întâlnesc și cazuri când pluta este combinată cu fibre de cocos, care la fel la diferite grosimi pot ajunge la un indice de izolare fonică a zgomotului aerian chiar și de 50-60 decibeli și chiar mai mult. Al doilea avantaj este faptul că aceasta termoizolează foarte bine. Datorită unei cantități mari de pernuțe de aer din compoziția sa, conductivitatea termică a plutii, care se găsește acum pe piață pentru termo și fonoizolare, este cuprinsă între 0,30, 0,35 până la 0,45, 0,50 W metru Kelvin. Deci cel mai des găsim plută în jurul valorii 0,50, 0,42 W metru Kelvin. Totuși la acest punct trebuie să știți două lucruri. Primul este că aglomeratul negru de plută are calități termoizolante mai bune decât aglomeratul alb din plută. Practic, dacă am compara aceleași densități, atunci cel negru ar avea o conductivitate termică de 0,04, iar cel alb de 0,05. În al doilea rând, nu degeaba am pomenit de densitate. Cu cât densitatea este mai mică, cu atât și conductivitatea termică este mai mică. De exemplu, la o densitate de circa 40 kg pe metru cub, avem undeva 0,035 W metru Kelvin, iar la circa 100 kg pe metru cub, avem undeva 0,04. La 200 kg metru cub avem deja 0,45-0,47. Iar la 270-300 kg metru cub deja avem o conductivitate termică de peste 0,07-0,08. Ca să nu mai vorbesc la 550-600 de kg metru cub, la așa densități mari de obște, valorile de conductivitate termică pot ajunge între 0,08 și chiar până la 0,17 W metru Kelvin. Totuși, pentru termoizolări, cel mai des se folosesc plăcile care au în jur de 80, 100, 150 kg pe metru cub. Tot că eu vă recomand să atrageți atenția și la acest aspect. De asemenea, la acest punct doresc să adaug că se spune că acest material are o inerție termică excelentă. Lucru de fapt foarte bun dacă termoizolăm, de exemplu, în interior. Și nu în ultimul rând, dacă, de exemplu, mergând pe o gresie, o să aveți senzația că pășim pe o suprafață rece, pe laminat o să avem senzația că pășim pe o suprafață neutră, atunci pe o plută, dacă o să pășim, o să avem senzația oricum a unei pardoseli calde. Deci, este un material inert, termic și care ne oferă o senzație plăcută. În al treilea rând, acest material este un produs natural și ecologic. Un avantaj major al acestea este faptul că se consideră 100% natural. Vă aduceți aminte ce am zis în video trecut? Acest material este fabricat fără niciun adaos artificial, fără niciun polimer, fără nimic. Cleiul sau lipiciul care prinde toate glanurile de plută este însă și rășina sa proprie, suberina, care este un aditiv natural
conținut aproximativ în proporție de 45-60% în masa Plutei. Materialul în sine este unul 100% reciclabil și reutilizabil în alte aplicații. Ca de exemplu, toate deșeurile provenite de la procesul de producție, cum ar fi granulele de plută și praful acesta, este reutilizat ca biomasă, ca energie consumată în procesul de producție, care reprezintă peste 90% din totalul energiei consumate. Revenind la ale noastre, acest material nu emite niciun fel de substanțe nocive, fenol sau cloruri sau așa mai departe, nici la etapa de exploatare și nici când este supusă la temperaturi mari sau chiar la ardere, fiind un material ideal, mai ales pentru persoanele alergice sau care au careva probleme de sănătate sau poate sunt hiper atenți la ce materiale au în casă. Mai mult ca atât, acest material reduce nivelul radiației radioactive prin blocarea acestuia. Cât de frumos sună, nu-i așa? Materialul 100% natural. Totuși, chiar și așa, există o mică informație care nu este menționată dumneavoastră de comercianți, și nume că, da, pluta este obținută 100% natural, meritul dat nici nu se poate diluat. Însă, ulterior, în dependența de destinația finală a acesteia, aceasta este prelucrată și se mai adaugă anumiți lianți, cum ar fi, de exemplu, adezivi organici, gelatină, smoală de gudron, rășini, etc. Totuși, chiar și așa, în final, produsul care îl obținem este practic inofensiv pentru om. Legat de acest avantaj este și următorul. 4. Este un material antiseptic, biologic inofensiv și chimic stabil. Pluta este un material chimic inert și stabil la acțiunea diferitor agenți chimici, fiind considerată antialergenică, antibacterială, anticarie. Și toate acestea se datorează în mare parte inclusiv substanței care și-o unește, suberina, care, apropo, se spune că este cauza de ce pluta în mod natural este antiseptică și rezistentă la diferite microorganisme. Și de asemenea nu creează condiții ca acestea să se înmulțească, împiedicând astfel și formarea mucegaiului și dezvoltării cărorva ciuperci. Cu aceste argumente eu sunt aproape în totalitate de acord. Bine, pluta în masa sa și pe suprafața ei nu face mucegai. Însă aceasta nu înseamnă că mucegai nu se poate forma pe suprafața, de exemplu, a peretelui cu care este în contact. Mai multe despre aceasta aflăm un pic mai încolo, când o să vorbesc despre relația plutei cu apa. În al doilea rând, dacă se spune că pluta de la sine, în mod natural, este rezistentă la microorganisme, insecte, bacterii, atunci de ce aceasta mai este adițional tratată antibacterial? Poate pluta respectivă nu este chiar atât de rezistentă 100% în mod natural? Sau poate producătorii doresc să fie siguri și o mai tratează adițional? Cine știe? Continuând cu al cincilea avantaj, menționez faptul că acest material nu este iubit de micile viețuitoare. Se spune că pluta nu este atacabilă de rozătoare și insecte, cu excepția viespilor, din cauza rezistenței sale naturale și a substanței adezive în cantități mari din compoziția sa. De asemenea, se spune că rozătoarele și insectele nu mănâncă acest material, din simplu motiv că lipsește proteina. Ele nu au și mâncat. Acest material pentru dânsii este neutru, lor li paralel, adică ei pot cu acest material doar, nu știu, să joace sau să-l trateze indiferent. Apropo, la acest punct eu să am o remarcă, însă deja în videoul viitor. La dezavantaj. 6. Acesta este un material antistatic. Pluta este un așa material care elimină orice șansă de electrificare și acumulare de încărcări statice. Anume, din cauza dată, praful nu este atras și nu se menține pe suprafața sa. Desigur, dacă e vorba de o podea, acolo oricum gravitațional praful cade în jos și se șterge pe jos. Însă eu sper că ați înțeles ideea privind avantajul antistatic. 7. Nu absorbe mirosurile. Se spune că termoizolațiile din plută nu absorb mirosurile, deci este un material ideal pentru încăperile cu activități care emană, de exemplu, anumite mirosuri specifice, cum ar fi fumul de țigară. 8. Este un material durabil în timp. În reclamele din partea noastră a Europei, se spune că termenul de viață este unul nelimitat. Totuși, producătorii mari de plută sunt cu picioarele un pic mai pe pământ
și spun că acest produs își păstrează caracteristicile tehnice cel puțin 50 de ani. Însă oricum, chiar și acest termen eu îl consider unul destul de mare pentru un material termoizolant, dacă, de exemplu, ne raportăm și la alte materiale de termoizolație. Dacă este montată corect și nu e supusă perioade lungi de timp la anumiți factori, cum ar fi apa și razele ultraviolete, atunci este greu vizual să poți distinge o plută nouă de una veche. Așa se spune. 9. Acest material se spune că are o rezistență mecanică bună. Nu vreau să spun că foarte bună sau rea, bună, adică depinde unde și cum o folosim și de care plută folosim. Reclama spune că acest material nu se tasează, este rezistent la compresiune, deci păstrează formă la acțiunea multor tipuri de forțe și greutăți, are o stabilitate dimensională bună, adică are și oarecare elasticitate, putând fi ușor un pic îndoiată și cu toate acestea, aceasta să revină la forma sa inițială. Totuși, parametrii de calcul și reper variază foarte mult de tipul plutei, originea și chiar densitatea acestea. De exemplu, rezistența la compresiune de 10% ale unor plăci de plută poate varia între 80-100 și 200-220 de kPa. În alte surse am găsit rezistența la compresiune a unui tip de placă de 10 MPa, iar rezistența la convoiere de 0,25 MPa. În alte surse am găsit alte date, cum că rezistența la compresiune poate fi cuprinsă între 500, 1000 și chiar 2000-2500 kg/cm². Eu real vă spun, când am căutat, atât de multe varietăți am găsit, că unicul sfat care vi-l pot da este că, în dependență de ce structură veți termoizola și ce parametri necesari să aveți nevoie, să controlați documentele tehnice ale plutei și să vă asigurați că aceasta este conformitatea cu cerințele dumneavoastră particulare. La acest punct, mai devreme am spus că depinde acest avantaj de anumite chestii, și nume că chiar dacă, per general, acest material are o rezistență mecanică bună, totuși sub influența anumitor forțe și greutăți mai mari, sau pe perioade mai mari de timp, rezistența dată nu este suficientă. Deja mai multe la acest capitol o să discutăm la dezavantajele acestui material. 10. Putem găsi plute cu greutăți relativ mici. Acest material, fără să ne uităm că poate avea volume și mărimi foarte mari, nu este foarte grea, lucru care este un avantaj, mai ales dacă tindem să micșorăm greutatea totală care poate suporta placă de beton sau unde obște întreaga structură de rezistență a casei, fără să o încărcăm adițional. 11. Pluta se montează relativ ușor. La montare se recomandă totuși să avem un echipament de protecție, pe care apropo să vă zic la un video viitor, însă în general, fie vorbim de substrate, fie de plăci sau chiar ca material de umplere, acest material se aplică și se montează ușor. De asemenea, cel mai des vă puteți descurca fără multe instrumente speciale. Însă, dacă nu știți cum să montați, mai bine apelați la specialiști. Aceasta, de exemplu, nu se montează chiar pe orice suprafață. Suprafața respectivă tot trebuie într-un anumit mod pregătită. Trebuie de folosit clei special, nu obișnuit sau care îmi trece nouă prin cap. Adică, în genere, sunt anumite mici reguli care, dacă nu le știți, mai bine cereți ajutorul celor care se pricep. 12. Putem găsi pe piață diferite oferte variate, sub diferite forme, mărimi, grosimi, între 1-2 mm și până 32 cm, diferite densități, care variază între 30-600 kg/m3, pentru diferite aplicații, atât sub formă de panouri, cât și plăci, cât și substraturi și chiar material de umplere, sub formă de granule. De asemenea, sunt și diferite tapete și decorațiuni din plută, care eu consider că tot au farmicul lor. Și al 13-lea avantaj al plutei este faptul că aceasta este permeabilă la vapori de apă și nu reține apă. Se spune că pluta este un material care respiră, absorbe apa, absorbe vapori de apă, însă tot așa cum le absorbe, așa și elimină înapoi în atmosferă. Iar pentru a beneficia de acest avantaj, trebuie și noi să nu uităm să ventilăm bine încăpirile, să folosim folie antivapor dacă este cazul, să o montăm unde trebuie și cum trebuie și să nu creăm alte condiții care ar face ca acești vapori sau apa să se rețină în sau lângă plută. Iorice, în caz contrar, apar deja anumite probleme, pe care apropo să le menționez în video viitor. De fapt, ce ține de apă și vapori,
Eu am decis să spun câte ceva și aici la avantaje, dar și în video viitor despre dezavantaje. Deoarece aceasta în sine nu este un avantaj sau dezavantaj. Totul depinde din ce punct de vedere privim. În unele cazuri este bine. În altele, combinat și cu alte cauze sau factori, putem obține probleme. Totuși, ce ține de avantaje? Reclama spune că pluta asigură protecție împotriva muncegaiului, exclude apariția condensului, iar rezistența la umiditate este difuzia largă. De asemenea, pluta respiră, adică permite trecerea excelentă a vaporilor de apă prin masa sa. De asemenea, printre alți parametri care am găsit la acest subiect, menționez următoarele. Higroscopicitatea timp de 24 de ore ajunge la 10-13%. O substanță se numește higroscopică dacă are proprietatea de a absorbi sau adsorbi umezeala din aer. Absorpția de apă timp de 24 de ore scufundată sub apă ajunge la 120%. Adică dacă se face în raportul masei de apă absorbită de probă la saturație și greutatea probei uscate, avem cifre relativ bune. În alte surse am găsit că absorpția apei în condiții de imersie ajunge la circa 20% după 3 zile și la vreo 35% după 28 de zile. Iar în alte surse am găsit că în condiții de plutire, după 3 zile, absorpția de apă a fost de 2-3%, iar deja după 28 de zile de 25-30-35%. Cam acestea au fost toate informațiile privind avantajele plutei și caracteristicile ei care ne spun că acest material este unul destul de bun și merită a fi luat în calcul. Totuși, niciodată nu faceți o concluzie doar după ce auziți părțile bune ale unui material, ci doar după ce auziți părțile sale mai puțin bune, despre care deja o să vorbesc în videoul viitor. La revedere!